Locatarii unui bloc din zona deal a municipiului Pașcani se împotrivesc unui proiect de ridicare a 3 etaje peste o construcție actuală din vecinătate. Este vorba despre un grup de persoane care locuiesc în blocul K3 de pe strada Grădiniței, iar viitoarea construcție despre care este vorba se dorește a fi realizată deasupra laboratorului de analize medicale de pe strada Mihail Cogălnicianu, Carsus Medical, care activează sub brandul Interdentis. Pășcănenii au înaintat petiții în acest sens aleșilor locali, iar joi 3 noiembrie au fost în audiențele săptămânale de la primărie. Ei reclamă faptul că sunt mai mulți factori care nu ar permite ridicarea acestei clădiri, printre care și distanța dintre cele două imobile. Cabinetul, cei de la cabinetul de ridicare Interdentis doresc să fie în imediat apropierea blocului. Lucru cu care noi nu suntem de acord. Acum solicităm neapărat. Dar ei au autorizație de construcție emisă? Sau? Nu au emisă. Din discuțiile purtate cu ei, au spus că vor înainta. Primarul municipiului Marius Pintilie a precizat că autorizația de construcție se va emite doar dacă sunt respectate toate criteriile conform legii. Ce-i pe lege se dă, ce nu-i pe lege nu se dă. Nu vă faceți griji de punctul ăsta de vedere, că nu. Iar eu cu cei de la urbanism, când am intrat primar, le-am și spus foarte clar, riguroși, frumos, pe lege, asta este, asta nu este. Nu dați autorizații care nu sunt. De la răspunderea nu e a mea, este și a mea, dar eu mai mult, din 2-3 ani de zile, legislația s-a schimbat. Eu semnez de autenticitate, că documentul este oficial al primăriei. Răspunderea este a celor care dau autorizații, care semnează de la urbanism de aici. Deci dacă cumva, să zicem, distanța nu ar fi una corespunzătoare și trebuie acceptul proprietarilor, da, trebuie. Dacă acceptul este bine, dacă acceptul nu este, nu se face. Nu este distanța corespunzătoare, este vorba de clădirea actuală, ce urmează a fi modificată pe 4 etaje, asta înseamnă să fie cât blocul. Asta cu soarele i-am mai auzit eu și eu, vă spun sincer. Sunt niște, ca să înțelegeți dumneavoastră, o autorizație de construcție, mai ales când se face un bloc, se face în baza unor studii. De exemplu, apropo de soare, este din soarele de umbrire. Deci dacă el respectă studiul, se face, dacă nu respectă, nu se face. Deci asta este. Deci noi asta solicităm. Dacă nu se obține o altă derogare de la legislație. Reporterii BIT TV au cerut un punct de vedere despre această situație și societății care dorește să facă această investiție. Reprezentanții Interdentis s-au precizat următoarele aspecte. Deținem un certificat de urbanism care are drept scop extinderea laboratorului de analize medicale pe verticală. Menționăm că acest act este emis de Primăria Pașcani pe 8-7 anul curent. Urmează înaintarea documentației pentru autorizația de construcție, se arată în răspuns.